Sfântul Ilie 2024. Ce să nu faci sub nicio formă în această zi? E mare păcat. Sfântul Ilie este sărbătorit în fiecare an pe data de 20 iulie și este considerat unul dintre cei mai importanți sfinți din calendarul ortodox. Tradițiile și obiceiurile legate de această zi sunt profund înrădăcinate în cultura populară și au o semnificație deosebită. Este o zi în care credincioșii respectă anumite reguli și evită anumite activități pentru a nu atrage mânia Sfântului. Cine a fost Sfântul Ilie? Sfântul Ilie Tezviteanul a fost un profet biblic din Vechiul Testament, cunoscut pentru faptele sale minunate și pentru lupta împotriva idolatriei. El este recunoscut ca fiind aducător de ploi și fulgere și este considerat protectorul recoltelor și al fermierilor. Ce să nu faci de Sfântul Ilie? Nu lucra în gospodărie sau pe câmp. Este interzis să lucrezi în această zi, fie că este vorba de muncă în gospodărie, fie de muncă pe câmp. Se spune că Sfântul Ilie poate pedepsi pe cei care nu respectă această tradiție, atrăgând asupra lor necazuri și pagube. Nu spăla rufe și nu face curățenie. Spălatul rufelor și curățenia sunt de asemenea interzise în această zi. Se crede că cei care fac aceste activități vor avea parte de furtuni și vreme rea. Nu împrumuta și nu primi împrumuturi. Este bine să eviți să împrumuți bani sau alte lucruri, precum și să primești împrumuturi. Se spune că acest lucru poate atrage ghinion și pierderi financiare. Nu se cos și nu se croșetează. Cusutul, croșetatul și alte activități manuale sunt interzise. Tradiția spune că Sfântul Ilie poate pedepsi pe cei care nu respectă această regulă, aducându-le necazuri în familie. Nu se merge la scăldat. Scăldatul în râuri, lacuri sau alte ape curgătoare este interzis. Se crede că apele sunt mai periculoase în această zi și că pot atrage spirite rele. Tradiții și superstiții. Sfințirea apelor. În unele zone, preoții sfințesc apele și animalele pentru a le feri de boli și necazuri. Se crede că apa sfințită are puteri vindecătoare și protectoare. Protejarea recoltelor. Fermierii aduc ofrânde Sfântului Ilie pentru a-i mulțumi și pentru a cere protecție asupra recoltelor lor. Se fac rugăciuni speciale și se aprind lumânări pentru a atrage binecuvântarea Sfântului. Pomenirea morților. Este o zi în care se pomenesc morții și se fac rugăciuni pentru sufletele lor. Se împart pomeni și se fac acte de caritate în memoria celor trecuți în neființă. Sfântul Ilie este o zi de mare însemnătate spirituală și culturală. Respectarea tradițiilor și evitarea activităților interzise sunt considerate esențiale pentru a atrage binecuvântarea Sfântului și pentru a evita necazurile. Așadar, este important să fim atenți la aceste obiceiuri și să le respectăm cu sfințenie. Sfântul Ilie să vă binecuvânteze și să vă protejeze.